Românii vor putea lua credit garantat de stat pentru nuntă sau botez. Anunțul a fost făcut de premierul Nicolae Ciucă de Ziua Internațională a Familiei. Programul se va numi Family Start și are ca scop sprijinirea familiilor la început de drum prin credite garantate de stat. Cu banii îți vei putea face nuntă sau botez, dar vei putea să-ți și cumperi o mașină de familie. Decizia va fi aprobată în ședință de guvern și discutăm pe marginea acestui subiect cu Robert Sighiartă, o vicepreședintă PNL. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Interesantă propunere, ar fi o noutate pentru România, din câte știu. Și ce ar trebui să știe cei care ar fi interesați să aplice pentru un astfel de credit? În primul rând, vreau pe această cale să le urez tuturor familiilor din România la mulți ani, pentru că astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Familiei. Eu chiar sunt la Bistrița și urmează să avem un eveniment cu peste 2000 de familii într-o pădure parte aici din zonă. Și mai mult decât atât, mă bucur că premierul Ciucă și acest guvern pune în centrul politicilor publice familia și vine cu acest pachet Family Start, care are menirea să ajute tinerele familii să-și construiască un cămin solid, să crească copii în România și să beneficieze de anumite facilități, cum ar fi un credit tocmai pentru a-și putea ține nunta, botezul sau pentru a-și achiziționa o mașină de familie sau o mașină care să le fie utilă lor și familiilor lor. Deci este un început, pentru că vor mai urma mult mai multe programe pentru susținerea familiilor și pentru oprirea declinului demografic în care se află România și nu numai România, ci și Uniunea Europeană. Domnule Sighiartă, care ar fi condiția? Poți să alegi doar una din cele trei sau poți să depui acte pentru toate cele trei variante? Și nuntă, și botez, și prima mașină. Urmează să se adopte în guvern această măsură, urmând ca toate condițiile să fie explicate de Ministerul Familiei. Din informațiile mele, vei putea beneficia de absolut toate trei, numai că trebuie să fie la o distanță aproximativ de cel puțin un an de zile între ele. Dar lucru îmbucurător este faptul că statul va garanta acest credit și că aceste tinere familii vor obține mult mai ușor acest credit și în condiții, așa cum am spus, favorabile, cu dobânzi mai mici și cu condiții mult mai bune.